bună ziua și bine ați venit la Bârlad, la gala Black Cash. Vom începe imediat cântarul oficial, în ordinea meciurilor. O să rog luptătorii să se prezinte la cântar, în ținută sumară, evident. În meciul 1 al serii avem meciul între Ionuț Negoescu de la Pitești Fight Academy și Florin Moraru de la Dinamo Victoria Ploiești. Îi rog să se prezinte la cântar. Doar antrenorii sunt, să permit accesul aici, vă rog frumos. Ok, categoria 61.2, 61 de kilograme. Aici. 60.7, ok. Puteți rămâne la poză, vă rog. Al doilea meci al serii, Ciobanu Gheorghe de la Bercut Chișinău cu Maxim Mihalcea, Absolutul București. Meciul 2, categoria 70 de kilograme. Doar antrenorii, vă rog, sportivii și antrenorii. Primul se cântărește Ciobanu Gheorghe. Aici 69.3 kg. Mulțumesc. Și 71.2 maxim. Haideți slăbit programul în 24 de ore. 71.2 are deslăbit în 24 de ore un kilogram. Nu faci. Repeți în 24 de ore cântarul. O să facem o comisie de cântare. Da. Meciul 3 al serii. Gavrila Alexandru, Absolutul Brașov, cu Dan Andrei Pușcașu, Titans Bârlad. Se cântărește primul Gavrila Alexandru. Ce bani sunt de echipă? Antrenorii, să rugați, dacă vor să se apropie. Da, 83 de kilograme. Categoria este 84. Mulțumesc. Da, de telefon face cântarul, ne vedem să vedeți ce categorie are. Da? Să facă 83.300. Mulțumesc. Meciul 4 al serii, Mihai Vasile, Max Gim Ploiești cu Vasile Bornari, Bercut Chișinău. Pentru 77 de kilograme, mulțumesc. Mihai Vasile.
Avem? Mihai Vasile, când ajunge să-l verificăm la cântar. Nu este. O să ne pregătim pentru meciul 5. Florin Lambageu de la Scorpions Iași cu George Petković de la Ipon Brăilan. La 76,5 kg. Mulțumesc. Categoria este 77 de kg. Kg în plus, George, ai 24 de ore să slăbești 2 kg. La fotografie, vă rog. Mulțumesc! Meciul 6, avem un singur combatant momentan, celălalt întârzie va repeta operațiunea de cântărire, Ion Curmei de la Percut Chișinău. Va tăta cu Mihai Simion de la Agon, care încă n-a ajuns. Categoria este 94 de kg. Mulțumesc! Se pregătește meciul 7. Valentin Bulza de la Ipon Brăila, Florin Strugariu de la Asociația Română de Pangration. Antrenorii sunt rugați să se prezinte la cântar. Se cântărește primul, Valentin Bulza. Categoria 77 de kg. Mulțumesc. Mulțumesc, categoria este ok. Puteți face fotografia. O să facem cântarul pentru Mihai Vasile, întârziat. Este rugat să se prezinte antrenorul de la Percut pentru verificare. Mihai Vasile. Dă-ți câtul. Trebuie să repete cântarul, categoria este 77, în 24 de ore, pentru categoria 24 de ore.
Vasea Botnar, rugați-vă pentru fotografie. Salut. Eu am așteptat. Ok, salut. Meciul 8, unul dintre meciurile cele mai importante pentru oraș. Mihai Albu de la Pitești Fight Academy cu Ionuț Broștic de la Titan Zbârlat sunt rugați la cântar. Primul se cântărește Marius Albu, categoria 70 de kg. Antrenorii sunt rugați pentru verificare. 69,8. Mulțumesc! Răbdare! Mulțumesc pentru fotografie, vă rog. Bravo, Ionuț! Mulțumesc. Meciul 9 se va disputa la categoria 73 de kg. Este o categorie tipică. A fost o înțelegere între cei doi luptători. Între Spinu Daniel, Bercut Chișinău și Adrian Chiriță, Karatis Mangalia. Sunt rugați la cântar. Primul se cântărește Spinu Daniel. kg. Categoria ok, mulțumesc. Chiriță Adrian. Răbdare. 72,6 kg. Mulțumesc. Când o fotografie puteți rămâne, vă rog. Sportivii și antrenorii, vă invităm la un energizant, vă rog, sunt convins că aveți nevoie. Meci 10 al serii, iarăși un meci foarte important pentru oraș. Daniel Alexandru de la Scorpions Iași cu Aurel Ignat de la Bercut Chișinău, categoria 84 de kg. Primul se cântărește Daniel Alexandru, Scorpions Iași. Antrenorul de la Bucă. 84 de kg. Mulțumesc! kg. Mulțumesc! Categoria ok. Mult succes! Puteți rămâne la fotografie. Meciul 11, care este și ultimul meci al serii, se va disputa între Andrei Ciubotaru de la Bercut Chișinău și Laurențiu Chircu de la Kokyo Dojo. Mulțumesc, domnul Severin. Da. 77,4. Ok. Mulțumesc. Kg. Mulțumesc. Acesta a fost cântarul oficial al Galei Black Cage Tournament,
care se va disputa mâine, sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul municipal FEPA din Bârlad, unde vă așteptăm cu plăcere.